Am revenit în platou, doamnelor și domnilor, pentru ultima parte a emisiunii Raportul de Seară. Alături de mine se află domnul Ion Lungu, primarul municipiului Suceava. Rămânem totuși la acest sezon, sunt câteva măsuri de sezon, ca să spun așa, pregătirea mai ales pentru intervenții, da? Când vom avea zăpadă, sperăm să avem. Da, asta, da? Răspunsul ăsta Dumnezeu trebuie să, la întrebarea asta Dumnezeu poate să-mi dea răspunsul, când vom avea de zăpadă. Da. Ați văzut eu mai în glumă, mai în serios, atunci când am trecut în revistă utilaje pentru intervenția de zăpezire și îngheț, am spus că noi ne rugăm Dumnezeu să mai întârzi iarna, sigur că cei care fac de zăpezire sunt interesați să vină iarna pentru că stau cu utilajele blocate. Da, ca și în fiecare an și în acest an, conform tradiție, aș vrea să spun, am mers la fața locului și am făcut această trecere în revistă și nu e numai una de fațadă de poză pentru presă, una reală, să vedem exact, da, cum stau cu stocurile de material antiderapant, cu pregătirea mașinilor. Ați văzut și dumneavoastră că au pregătit un număr de 33 de mașini pentru intervenție la, da, înghețe de zăpezire și la fel de important, au peste 1200 de tone de sare și 250 de tone de nisip. Aceste stocuri, aceste cantități ar trebui să ajungă practic pe 3 luni de zile. Deci, practic, pentru iarna normală, ca să spun așa, da, fără, da, prelungiri, fără prelungiri, pentru că aici râdem, dar asta este realitatea și sigur că de multe ori am trăit acest lucru. Ne bucurăm ca și astăzi. Că au fost răbufnit, e bine, da. E bine că, iată, m-am driblat o jumătate de lună, o lună din această iarnă, da, n-a venit. E, numai din păcate iarna este compensare, s-a prelungit în primăvară și am ajuns cu iarna până în luna martie, câteodată chiar în aprilie. Deci pe o iarnă normală de 3 luni zile calendarist și am avea aceste stocuri de material antiderapant, noi avem deja această permanență la primărie, începând cu data de 15 noiembrie, avem serviciul de permanență acolo, suntem pregătiți să intervenim oricând este nevoie. Și eu sper că nici în acest an, sunt convins, și asigur pe suceveni, că nici în acest an nu o să fie probleme legate de intervenția la îngheț, la dezăpezire. Sigur că rămânem în aceeași ecuație, au prioritate, în primul rând, bulevardele principale. Au prioritate, da, da. Și nu, mă rog, este nimic rușinos sau deranjant, ca atunci când cantități de zăpadă sunt prea mari, cetățenii pentru blocuri să mai pună și ei mâna pe zăpadă. Am văzut pe viu acest lucru, știu cum a prins o dată un viscol pe la Viena și am văzut, da, Viena care e Viena, da, da, erau oameni la până locuri. Până intervin autoritățile, da. Da, fiecare curățea, da, zăpadă la noi să vii primarul, da, noi am plătit, dar vreau să vă spun că nu depășim niciodată 60% taxa din casare la salubritate, adică aproape jumătate din noi nu plătim aceste taxe de salubritate, da? Zic, da, să vină că eu am plătit și m-am amuz că cu ani zile în urmă, tot așa au venit cetățenii și ne-a, domnule, nu știu care, alei prin George Enescu, până la urmă, încoadă, spun, toate trebuie să dezăpezite, dar este, da, logic intervenție. Domn primar, dar la noi nu s-a intervenit, zic, stați un pic, dar de pe ce, unde sunteți noi? Aleia nu știu care, hai să vedem, cum vă cheamă. Vedem dacă ați plătit taxa de salarii, iar nu ați cu plata și au plecat. Este clar că ei nu aveau plătit. Da? Trebuie să ne învățăm că așa e în economia asta de piață, în capitalism. Toate serviciile se plătesc, nu e muncă patriotică sau primarul e prim secretar și dă dispoziție să faci de zăpezire. Ele sunt într-o ecuație, da, firma care ai contractul, sigur că trebuie să și o plătești pentru serviciile pe care le prestează. Deci, ca să închei, eu zic că nu o să fie probleme nici în această iarnă în ceea ce privește ninsoarea, cu toate că, mă rog, așa jumătate de mine ar dori să nu ningă, totuși pentru frumusețea sezonului de iarnă, pentru ceea ce, da, vine, să dea Dumnezeu să ningă și mâine. Sărbătorile de iarnă, măcar să avem, da, zăpadă. Da, da. Domnul primar, ați sugerat, presupun, criza sanitară a afectat și încasările, nu numai la nivelul, da, municipiului Suceava. Cum veți, știu, creiona bugetul pe anul viitor? Da, este clar că ne afectează. Încasările sunt mai mici cu 15%, chiar în anul de domenic 20% față de anul trecut. Este clar că asta înseamnă milioane de euro, înseamnă 10 milioane de lei. Da, vreau să vă spun că anul viitor este clar că va fi un buget de austeritate la primărie și numai la Suceava, probabil peste tot. Nu vom putea face foarte multe lucruri noi, avem încă investiții în curs, lucrări în curs care au fost început în acest an și nu au putut fi finalizate și conform legii au prioritate lucrări, sau ești obligat, e logic, da? A început, da, o lucrare să o termin, nu te poți alta nouă. Este clar că dacă existăm în sfera investițiilor, va fi un buget de austeritate, un buget în care se vor continua în mare parte lucrările noi începute. Sigur că aici la investiții rămâne ca prioritate și o să prezint un bilanț sigur la sfârșitul anului
cu toate că a fost pandemia, cred că a fost unul din cele mai bune bilanțuri în stat într-un an de când sunt primar, având în vedere faptul că s-au copt, s-au finalizat niște proiecte europene și au venit bani. Dar problema este în felul următor. Deci anul viitor va fi un buget de austeritate și în domeniul cheltuielilor. Sigur că eu nu vreau să mă hazardez aici, am văzut că alți, conducători de autorități locale prin țară, fiecare începe o întregere asta socialistă, câți oameni dăm afară. Eu spun că toți oamenii vor fi puși la treabă la primărie și sunt puși la treabă. Cei care nu își găsesc locuri să fie sănătoși, pot să vină și alții în locul lor, dacă este cazul, dacă nu, asta este treaba lor. Deci, mai ales, vreau să spun că ne concentrăm, ne reorganizăm, redistribuim personal pentru ceea ce înseamnă atragerea de fonduri europene. Vrem să întâlnim direcția de fonduri europene, pentru că, într-o anumită logică, dacă până acum, deci România avea undeva la 37 de miliarde de euro de atras pe fonduri europene pe programul operațional regional, de această dată fondurile sunt dubli, peste 85 miliarde de euro, din care jumătate din acești bani sunt pe recuperare și reziliență, așa se cheamă, este un proiect a Uniunii Europene. Dacă pentru programul operațional regional va fi în continuare gestionat de către ADR Piatra Neamț, acolo ni s-a făcut o descentralizare și practică. Și bine, așa nu mai fi obligat să mergem prin două filtre, depunem documentele la Piatra Neamț, după care merg la verificare la București, se va întâmpla totul doar la Piatra Neamț. Asta e un lucru bun. Revenind, deci va fi și celălalt program de recuperare și reziliență, unde noi încercăm să promovăm proiecte mari în această rută alternativă, care, deci acest A7 e prins pe proiecte europene acolo și alte proiecte importante, inclusiv acel proiect de modernizare a zonei centrale, zonii Mărășești, să vedem acel proiect al domnului Olaș, cât, poate fi el de eligibil, așteptăm să vină ghidul solicitantului, pentru că am spus acolo pericolul, deși pare un proiect impozant, un proiect care a schimbat zona centrală în fața catedralei, totuși are și niște neajunsuri, faptul că sunt proprietăți private acolo și este un risc să te împotmolești în ele. Da. Este clar că noi, dacă putem promova asemenea proiecte europene, trebuie să faci dovada proprietății. Fără dovada proprietății, riști să pierzi aceste proiecte europene. Deci, în primul rând, vreau să întărim această direcție de fonduri europene și vom face acest lucru. Deci, e clar că va fi austeritate totală și în ceea ce privește cheltuielile bugetare, inclusiv vor fi restricții și la școli, pentru că an de an am dat bani de repara garduri, fereastre, fațade. Eu zic că s-au cam apropiat de sfârșit, trebuie să ne concentrăm pe digitalizare la școli, pe aceste echipamente pentru învățământul online și așa mai departe. Da. Vom avea aceste discuții, inclusiv cu această bugetare participativă, nu o să mai facem acest an, pentru că nu ne-am terminat de implementat pe cele care am avut anul trecut. Iar bugetul fiind destul de, limitat în anul 2021, vom fi nevoiți în primul rând să terminăm proiectele noi și nu mai scoatem la dezbatere alte proiecte noi, pentru că nu o să le putem finanța. Merg pe ideea și o să dăm o dare de seamă și aici. Proiectele în ce fază sunt cele cu bugetarea participativă în acest an. Sunt multe nele demanate, dar nu sunt finalizate. Deci este clar că în anul viitor, să dea Dumnezeu să scăpăm de acest coronavirus. Dacă ne mai stăm blocați tot așa până prin luna martie-aprilie, nu o să fie prea multe activități, nu o să fie o sarcină prea ușoară la primărie, cum de altfel nu discutăm de primărie numai decât Suceava, la nivel național. Iar chiar auzeam dimineață un reportaj, bun, localități mari care mai respiră cum mai respiră, localitățile mici au reale probleme de funcționare în ceea ce privește autoritățile locale, având în vedere faptul că cei mici au probleme mai mari, localitățile mai mici. Sigur, mai s-a greșit, s-a făcut atâta fermițare, atâtea autorități, număr de unități administrative. Unități administrative, cred că aici ar trebui să vină un partid care să aibă curajul, voința politică, să mai facă această reorganizare cum este în toată lumea civilizată. Am vrut să dau niște exemple, dar mă opresc, ca să nu zic cineva că am ceva cu localitatea sau alta, inclusiv la noi în județ. Comuni cu 2000 de locuitori și așa mai departe. Și nu numai Poen Sorca, mai sunt și altele. Deci, bine, eu am dat... A dat unul cel mai la îndemână, Deci, cu timpul aici trebuie făcut o reorganizare administrativă, trebuie cuplate, pentru că dacă le lași la potențialul lor economic, nu au nici cheltuieli de funcționare a primăriei, discutăm de, paza, lumină,
Bun, ei n-au încălzire și alte cheltuieli mari care le au orașele mari și totuși acele cheltuieli de funcționare trebuie să și le asigure măcar atât. Da, și indemnizațiile de consilier până la urma urmei, da, nu? Da, primar, un viceprimar, aparatul propriu. Da, și, e delicată problema, da. Cam asta legat de bugetul anul viitor, deci austeritate, asta o spun din start și cu acest prilej transmit un mesaj de consilierii locale și ne-am spus să acei care în primărie mai știu, viceprimarii am discutat, anul viitor va fi un buget de austeritate. Da. Pentru că am ajuns în zona Mărășești, domnule primar, și ați vorbit despre proprietățile private. Vă întreb, poate, eu știu, mai sunt ceva semnale. Cum se va rezolva problema proprietății de acolo, a locuinței respectiv, din lângă catedrală, mă refer? Da, e o problemă în care... avem o catedrală extraordinară, frumoasă. Primăria e legată de mâini și de picioare. Asta este, dar zic, da, poate... Primăria e legată de mâini și de picioare, în ce sens? Chiar dacă noi putem da bani la catedrală, dar putem cu o destinație și mă bucur atât de mult, chiar am fost la hramul catedralei sâmbătă, pe 21, întrebarea Maicii Domnului în biserică. Se lucrează la pictură, este o lucrare deosebită, se lucrează la centru social de acolo, dar pictura e ceva deosebit. Deci lucrăm la catedrală. Din păcate, suntem, așa cum am spus, strânși de mâini de picioare. Noi și în acest an am dat 1 milion de lei la catedrală pentru pictură, din care 900 de mii le-am dat efectiv, mai sunt 100 de mii de lei, sper să o dăm până la sfârșitul anului, în așa fel încât să înaintăm cu aceste lucrări de pictură. Dar e clar că această catedrală, pe lângă faptul că, sigur, ea este destul de importantă din ceea ce privește patrimoniul Bisericii Ortodoxe Române, dar și din punct de vedere patrimonial, al patrimoniului cultural al orașului, este o clădire deosebită care poate fi pusă în valoare, care poate intra într-un circuit turistic. Din păcate, e umbritul de acele clădiri, nu pot pune în valoarea respectivă, acele clădiri care sunt în jurul catedralei. Deci, ca să mă întorc, primăria nu are bază legală să dea bani la catedrală să cumpere acele clădiri, acele case. Da, da. Da, am înțeles că ele sunt destul de scumpe. Sigur, trebuie găsit o soluție tot la nivelul mai mult catedralei valorează de acolo, terenul decât... Catedralei de acolo, sigur că și noi ne putem implica până la un punct, dar v-am spus, noi nu putem cumpăra direct de acolo acele clădiri pentru că nu avem baza legală. Da, este o problemă care mă preocupă, am de multe ori discuții cu Consiliul Parohial la catedrală, cu preoții de acolo. Este o problemă care, mă rog, e clar că știrbește din valoarea deosebită pe care ar avea o catedrală. Eu sunt convins că se va găsi în timp o soluție într-un fel sau altul. Sigur, un pic mai mult aici trebuie să ne implice arhipiscopia. În afară de catedrala de acolo, arhipiscopia s-ar putea implica într-un fel sau altul să, eu știu, facă un schimb de terenuri acolo, să dispăgubească cumva, să, la nivel de arhipiscopie este bază legală. În ceea ce privește la nivel de autorități locale, noi avem doar numai anumite lucruri care se pot finanța la biserici și e foarte clar aici, de construcții biserici noi, pictură și cam atât. Deci nu putem finanța alte lucrări care se fac la biserici. Da, ne întoarcem la infrastructură. Ați anunțat recent că intră ușor, ușor, cel puțin anul acesta, multe ați scos din pământ, anumite străzi ați asfaltat. Dar, culmea, pe de altă parte, apar altele, pentru că apar, orașul se extinde. Asta e bine că apar altele, e bine că orașul se dezvoltă. Da. Deci aici, bine că orașul se dezvoltă, am mai dat eu exemplu ăsta, inclusiv această problemă legată de aglomerația din oraș. Da. Și acum vedem pe, mă rog, un clasic în viață, Rudolf Giuliani, care e avocatul domnului Trump, îl vedem toată ziua la televizor, care a vorbit atât de mult încât s-a topit vopseaua de pe păr, mai glumim. Dar, totuși, venind în anul 2008, încă era primar al New York-ului, a fost la București și știu că a fost întrebat, domnule, cum comentați aglomerația din oraș, mai ales că se lucra în zona Colentina, era foarte aglomerată Bucureștiul, făceai 5 ore până la București și 3 ore la intrarea din Colentina până în centru. Și el a spus o chestie care mi-a rămas în minte și va la veșează, zice, domnule, un primar are probleme atunci când orașul lui este gol, când este pustiu, când nu este nimeni în el. Deci un primar trebuie să fie bucuros când are un oraș supraaglomerat. Pentru că un oraș supraaglomerat denotă că este interes din partea oamenilor, investitorilor, oamenii merg, se întâlnesc, discută, deci n-ar trebui să fie o problemă. Așa și aici, sigur că discutăm aceste lucruri, depinde din ce parte a baricadei te uiți. Da. Legat totuși planul de trafic.
Anul viitor ce vom legat de trafic, și de autobuze putem lega, deci, că legat de v-ați declarat mulțumit de cum merg lucrările la autobaza. Da, deci legat de trafic, zic eu că o să avem vești bune, am avut și anul ăsta, o să avem și anul viitor, faptul că ceea ce am stabilit începe să cumprindă contur, până la sfârșitul anului trebuie să mai vină încă minim 10 autobuze electrice, până pe februarie sper să vină toate, să putem aplica această strategie de frânzarea traficului în orașul nostru, de a face sensuri unice la intrarea în oraș pe zona centrală până în centru, de a face o bandă separată pentru transportul public. La fel de important, mă luați un subiect de conferința de presă de mâine, dar asta e la dumneavoastră în premieră. Ne-am, mă rog, străduit să facem acea parcare lângă primărie. Având în vedere faptul că acolo vom aplica o nouă strategie, vom face un stadion nou. Cum venea acea parcare, ajungea până pe, era băgată, da, înglobată în stadion, să susțină, da, o tribună și mai departe. Ca atare, renunțăm la acea variantă și o facem un pic mai în spatele primăriei, pe strada Ștefan Tomșa, da, acolo unde este o bară de garaje, 20 de garaje. Nu o să avem încotro să le demolăm, dar o să dăm câte un loc de parcare gratuit în parcarea respectivă oamenilor care au garaje acolo. Deci lângă primărie, în spatele primăriei, vom face... cum se coboară spre strada Ștefan Tomșa, care merge către centru militar, vom face această parcare supraterană, o parcare cu 200 de locuri. Deci ceea ce am promis, vrem să demarăm efectiv proiectul parcării supraterane, o altă măsură de fluidizare a traficului. Plus ceea ce am discutat de atâtea ori, sensuri unice, altele cele decât în bulevardul principal și... Vreau să cred că transportul public electric va fi apreciat de ceveni și mulți vor lăsa mașinile acasă și vor merge cu transportul electric. La fel, alte măsuri, ne dorim ca, și am avut și în acest an prins în buget, din păcate nu am reușit să executăm, având în vedere faptul că execuția, nu ne-a permis acest lucru, să cumpărăm mijloace de transport, microbuze pe românește, da, pentru, da, elevi. Deci în zonele, nu știu, cartierele Burdujeni, Sat, Mițcani, Laniște, Alea Dumbrăvii, să fie niște microbuze, da? Care să culeagă ghilimele de rigoare dimineața, copiii se duc la școală, nu știu, la anumite ori. Bun, s-a făcut un studiu, adică... Da, s-a făcut un studiu și, da, cu siguranță el va fi rentabil, în așa fel încât să nu mai aglomereze orașul și părinți care își duc dimineața copiii cu mașinile la școală. Noi avem, forțat așa o experiență de genul ăsta. Știți foarte bine că avem mai multe grădinițe în construcție. Una este pe Dălăgeanu Gherea și am mutat grădinița de acolo la seminar. Ca atare a fost o licitație, s-a închiriat un mijloc de transport care duce în fiecare zi copiii de la zona Ștefan cel Mare, da, îi duce spre Ipotești la sediul seminarului de acolo. Deci avem o experiență, ca să spun așa, aici trebuie să ajungem să cumpărăm aceste autobuze, microbuze, să le punem la dispoziția, să colaborăm cu școlile, să putem duce și aduce elevii la școală, în anumite cartiere, în așa fel încât, iată, o nouă metodă să fluidizăm traficul în municipiul Suceava. Sigur că problema de fond este să finalizăm, să finalizăm coloane de mașini, da, ruta ocolitoare numărul 2, ceea ce v-am spus, va face fonduri europene și la fel de important această rută alternativă. Eu sunt convins că se va mai fluidiza traficul în orașul nostru. Bine, în această perioadă vreau să vă spun că mijloacele de transport public funcționează destul de mult pentru că lucrează la capacitate redusă, dar în același timp am adăugat la mijloacele de transport care le aveam și aici pot să spun că ne-am venit ca o mănușă acest lucru, au venit cele 25 de autobuze electrice noi pe care le-am adăugat la cele care le avem, în așa fel încât să putem respecta regulile, să putem duce și aduce copiii, să putem duce și aduce cei care muncesc în condiții de siguranță. Deci sunt măsuri pe care le vom pune, parcări subterane, sensuri unice, rute ocolitoare, rute alternativă. Sunt convins că vom face tot ce este posibil să fluidizăm traficul în oraș. Sigur că vedem și lumea civilizată, care sunt înaintea, da, noastră, au fel de fel autostrăzi prapuse, rute ocolitoare și mai departe. Și sunt anumite momente din zi când toți blochează orașul. Adică având în vedere faptul că numărul mașinii este atât de mare, este clar că acest lucru se întâmplă. Și nu un lucru sunt care... Sunt foarte multe familii care au și două și trei mașini. Două și trei mașini, dar sunt multe familii care au mașini și aici ați văzut ce se întâmplă în aceste zile în oraș și e un lucru bun.
deși nu sunt adeptul de una acestor măsuri, dar care produc disconfort și totuși cei care ne sfidează și nu și-au mijloace de transport, care îi lasă abandonate pe trotuare, pe parcări, pe spațiile verzi, primăria s-a dotat cu mașini în acest sens, le ridicăm și sigur că vrem să facem ordine și în acest punct de vedere. Da, sunt, așa cum spuneți dumneavoastră, familii care au mai multe mașini. Bun, da. Dacă le folosesc în ordine, sunt mulți care le au pe post de mobilier și atunci unii afectează ele problema. La parcări, da? Merge în fața unui bloc și iau o familie 3 locuri de parcare din 10, ceilalți sunt mai unii parca. Da. Deci e o chestie de bun simț până la urmă. Ea este o chestiune de respect între cei care, vecinii de acolo, trebuie să înțeleagă, dar sunt unii care sfidează și aduc 2-3 mașini și mai are și afaceri, mai aduce și dubița de 3,5 tone și o parchează în fața blocului. Da, revenind la ceea ce se va întâmpla pe strada Ștefan Tomșa, deci, din punct de vedere legal, e posibil, adică există contracte de concesiune. Da, este contracte, terenul este la primărie, primăria este întrebulat pe el. Da, da. Dacă nu ne înțelegem cu oameni de bunăvoie, vom face expropiere pentru un interes public, asta este realitatea, dar în același timp, eu sunt convins că oamenii vor înțelege acest lucru. V-am spus, facilitatea care le acordăm noi, le vom da câte un loc de parcare, cei care au garaj acolo, nu-și fac garaj în parcare. Îi dăm gratuit un loc de parcare. Nu înțelege că din parcarea supraterană, care va avea 2 etaje și undeva la 200 de locuri, mergi și închid acolo și pun murături. Nu. Vor avea câte... Asta e realitatea, corect. Vor putea folosi gratuit câte un loc de parcare. Așa mi se pare chestiune de bun simț. Asta putem face. Dacă mergem pe principii de forță, oricând primăria poate să facă această expropiere de interes public, pentru că acolo este interes public, că, repet, terenul este la primărie și suntem întabulați pe el. Iar, bine, oamenii vor fi anunțați. Bun, ne anunțăm, discutăm, chemăm la primărie, dar demarăm această procedură și vreau să o facem cât mai repede, în așa fel încât anul viitor să ne apucăm efectiv de construi prima parcare supraterană, sigur, în zona primăriei, pentru că este foarte aglomerat și în zona primăriei, asta este realitatea și am spus, indiferent când ne-am stăduit, plus că ajungeam într-o problemă destul de delicată și cu ISU, în sensul că gătuiam cât de câtă circulație acolo și așa, care este... Avem, mă rog, o idee să facem o bretea de circulație pe lângă primărie, în spate la primărie. Da, da. Deci pe lângă primărie, ca cei care merg pe Alexandru cel Bun să nu mai intre pe, mă rog, bulevardul principal, pe strada Universității, să meargă imediat la stânga, în așa fel încât să dăm libertatea mașinilor de intervenție la pompieri, Smurdu, atunci când sunt în misiune, pentru că așa este o zonă destul de aglomerată. Avem o strategie care vrem să o punem în aplicare. Da, am să vorbit despre Ițcan, despre piața din Ițcan, mai exact. Da. Acolo se mai întâmplă se consumă, merg într-un rit, ați spus, dumneavoastră ați declarat mulțumitor, e vorba de sediu și de grădiniță. Sediu primăriei din Ițcan și merg lucrările destul de bine. Sigur că mare parte a se închide clădirea este la roșu. Sunt convins că constructorii de acolo vor lucra și peste iarnă. Da, proiectul acolo are termen până anul 2022. Așa este listat, sunt în grafic. Și e un lucru destul de bun pentru că vom avea în sfârșit în sediul primăriei municipiului Steaua în cartierul Ițcan și sedii pentru Poliția Locală, Poliția Națională, pentru farmacie, pentru cabinet medical, lucruri care au, nu mai sunt în Ițcan, au fost case vechi, s-au prăbușit și așa mai departe. La fel de important, așa cum am spus și în ținem de cuvânt, avem aprobat un proiect și acum se lucrează la partea de proiect tehnic pentru realizarea unei grădinițe noi în cartierul Ițcan, în curtea școlii generale numărul 7. Deja se face organizarea de șantier, este aprobată investiția. Eu sper în 2 ani de zile să avem o grădiniță nouă acolo și mă bucur că și-o felicit doamna director Moscal de acolo, care a fost constructivă, chiar dacă, mă rog, ia și o parte din fața școlii, ca să spun așa, sigur, se respectă legile urbanism, dar totuși cumva în fața școlii o parte din grădiniță și a dat acceptă în așa fel încât să aibă o grădiniță acolo în curte, un lucru foarte important, având în vedere faptul că grădinițe din Ițcani își desfășoară activitatea niște clădiri improprii și în avantajul școlii, avea pepinieră pentru elevi, copiii care merg acolo la grădiniță. Da. Spuneți-mi, lucrările de la primăria centrală, ca să spun așa, merg bine pentru că, pandemia ne-a obligat să discutăm online mai mult în conferințe de presă și nu prea avem... Merg bine, încă avem șantier, dar totuși s-au făcut instalații de climatizare. Vom avea surprize plăcute? Poftim? Vom avea surprize plăcute când... Da, instalații de climatizare s-au terminat, deci s-au schimbat instalații de climatizare, instalații sanitare, instalațiile electrice, plus reabilitarea termică a primăriei. Așa cum ați văzut dumneavoastră, eu zic că arată destul de bine. Mai avem o fațadă, cea de parcare, care trebuie să fie finalizată.
Ai făcut o lucrare frumoasă, mă rog, eu zic că este o clădire frumoasă, reprezentativă pentru orașul nostru, așa trebuie să fie clădirea primăriei, dar lucrul cel mai important este faptul că prin metodele pe care, cu care ne încălzim astăzi, prin apă recirculată din pământ, prin plăci fotovoltaice, vom avea practic o independență din punct de vedere energetică a clădirii și asta este un lucru foarte bun. Deci, pe lângă faptul că s-a schimbat la față clădirea, vom avea o economie foarte mare în ceea ce privește consumurile energetice în primărie. Da. Practic, acest lucru ăsta la baza demarării lucrărilor de creșterea eficienței energetice a primăriei municipiului Suceava. Eu zic că am prins un tren bun și, sigur, 3 milioane jumătate de euro pe fonduri europene. Când va fi gata, va arăta destul de bine și va fi funcțională, sigur că mai avem noi de făcut niște reorganizări anul viitor pe banii primăriei, dar să finalizăm proiectul european, care nu a fost eligibil pe proiectul de eficiență energetică. Eficiență energetică. Spuneți-mi, până la urmă, există, da? V-ați exprimat această intenție să refaceți, să remodelați sala de ședință. Da, așa este. Mă gândeam să o modelăm, să o, mă rog, împărțim în două. Acum vin această pandemie și așa cât de mare, spune că nu respectă distanța. Cu siguranță sala de ședințe va fi modernizată, o să facem un concurs de arhitectură acolo, vrem să facem o sală model, astăzi este o hală mare, dar ne dăm un pic peste cap această pandemie în care o să avem nevoie de tot spațiu, dar probabil că așa o să rămână un singur spațiu, dar vrem să facem un concurs de proiecte, să amenajăm o sală modernă de ședințe, așa cum ar fi normal să aibă un municipiu reședință de județ. Tot am vorbit în câteva chestiuni legate de dezvoltarea orașului. Ce proiecte, ce, de fapt, dacă există cereri pentru locuințe, anele, în primul rând, și dacă există pe anul viitor un proiect în la o strategie. La locuințe de anele, cât mai puține cereri față de mii de cereri la o dată, mi-aduc aminte că o persoană care a luat prima locuință la anele, cu 5 ani din urmă, a stat 15 ani la rând pe românește. Acum nu se mai stă așa, jumătate de an, un an de zile, poți să iei locuința anele. Deci se întâmplă chiar dacă nu s-a mai construit atât de multe locuințe anele și mă bucur faptul că am văzut un reportaj pe la Botoșani, că tot unii spun că Botoșani e asupra noastră, locuințele anele terminate și neracordate la utilități, nu avem așa ceva în Suceava. Dar ce vreau să vă spun este faptul că legea permite ca să-ți cumpere locuințele anele, după 5 ani de zile poți să le cumpere. Prețul de vânzare este mai mare ca piața liberă. Și atunci foarte mult s-au orientat pe piața liberă și au cumpărat locuințe și atunci aceste locuințe anele devin disponibile. Și astăzi avem 30 locuințe anele disponibile. Urmează ca noi am aprobat această listă de priorități. În acest an, cu ședința Consiliului Local de joi, actualizăm comisia de repartizare a acestor locuințe cu noi consilieri care au venit. Deci, la începutul anului viitor, vom repartiza aceste locuințe. Ca să concluzionez, din câte știu eu, acum sunt vă 300 de dosare care stau la rând ca să primească locuință ANL față de mii de dosare care erau altă dată. Deci, această posibilitate de a se, mă rog, muta lumea în apartamente noi de pe piața imobiliară, care, mă rog, sunt mai ieftini decât cele la ANL, toți dezvoltatorii sunt interesați și ei până la urmă să nu stea pe stocul ghilmeli de rigoare cu aceste locuințe să le vândă. E clar că m-a dus la această relaxare în ceea ce privește numărul cererilor de locuințe la ANL. În același timp, unii sunt solicitări. La cartiere gen Deanul Mănăstirii sau Europa, cartiere de case ale primăriei, și aici sigur că primăria municipiului Suceava intenționează să facă un nou cartier de case în zona Mitoc, la Mitocul Dragomir, acolo unde sunt niște condiții foarte bune, sunt utilitățile în zonă, vrea să mai facem un cartier de locuințe. Asta vreau să vă întreb, că sub mandatele dumneavoastră au apărut două cartiere noi. Vreau deci, să mai facem unul și vă spun, și trebuie să încurajăm aici, așa am foarte multe solicitări, mă întreabă tineri care lucrează în Occident, vor să facă case. Sigur că aici, tot în baza legii 15, putem pune un punctaj suplimentar, ne dă voie legea, să-i putem ajuta pe cei care lucrează în străinătate, care au bani și vor să facă o casă. Deci, în concluzie, vrem să mai facem un cartier de locuințe pentru tineri și sper să-l curăim în acest mandat. Mai avem două minute. Cumva lucrurile, discuțiile pe zona metropolitană s-au stopat, efectiv au fost stopate, dar se discute despre zona urbană funcțională, vă puneți mari speranțe.
Da, în prima speranță, pentru că așa s-a schimbat legea, nu mai comentez, noi zona metropolitană am avut-o tot la indicațiile celor la Ministerul Dezvoltării la vremea respectivă, tot în perspectiva accesării fondurilor europene. Din păcate, pe exercițiul financiar 2014-2020 s-au tratat lucruri separat. Municipiul Suceava pe dezvoltare urbană, ceilalți comuni din jur pe dezvoltare rurală și n-au avut cum face niciun fel de proiect. De această dată este această oportunitate, zonă urbană funcțională, la care noi suntem prins într-un proiect, într-un program al Băncii Mondiale, ne face Banca Mondială un studiu de dezvoltare urbană și sigur că noi avem în zona metropolitană 14 localități. Urma discuție pe care le-am avut la sediul Băncii Mondiale în București acum 2 săptămâni cu reprezentanța Ministerului Dezvoltării, am convenit să facem acest studiu de dezvoltare urbană la nivelul municipiului Suceava și a altor 8 localități din prejurul municipiului Suceava, din zona suburbană a Suceavei, începând cu Șcheia, care nu e în zona metropolitană, dar sper să nu fie niciun fel de obiecție, dar continuăm cu Moara, cu Ipătești, cu Bosanci, cu Salcea, Pătreuț, Adâncata și Mijlocul Dragomirnei. Deci cu aceste 8 localități și municipiul Suceava vrem să dezvoltăm proiecte pentru zona urbană funcțională. Da. 30 secunde. Moldova se dezvoltă? Da, Moldova se dezvoltă. Acum trebuie e necesară reconfigurarea măsurilor de acțiune acum cu pandemia și cu ceea ce s-a promis autostrăzi. Eu zic că acum sau niciodată. Eu sunt convins că în perioada următoare vom avea autostrada A7, care este cea mai aproape, este proiectată să fie licitată pe anumite porțiuni. Și eu sunt convins că va ajunge în următorii 4-5 ani la noi autostrada A7. Este un lucru bun că ne leagă cu București și celelalte autostrăzi. Ați văzut, domnul președinte Iohannis a promovat legea privind realizarea autostrăzii Nordului, cu un termen foarte realist, până în anul 2025 să facă această autostradă. Doamne ajută! Este clar că sunt bani europeni. Da. Eu zic că dacă nici de această dată nu valificăm această șansă, chiar ne merităm soarta. Deci aceste autostrăzi vor aduce după ele dezvoltare, vor aduce investitori, vor aduce investiții și altfel se va pune problema din punct de vedere economic la nivelul județului, la nivelul municipiului nostru. Încă 30 secunde. Deci austeritate. Totuși primarul Lungu este cunoscut pentru optimismul domnului Isale. Poate și ponderat, dar tot e optimist. Austeritatea nu are nimic optimist. Deci sunt două aspecte, să fim foarte clar că trebuie să readucem echilibrul financiar la primărie. Este clar că, sigur că am fost destul de optimiști cu bugetul acestui an. Nu știam de această pandemie, a venit pandemia și trebuie să ne reglăm de mers. Deci austeritate și dezvoltare cât în cape. Da, austeritate va fi pe toate linii în ceea ce privește cheltuielile primăriei municipiului Suceava. Vă mulțumesc pentru participare. Atât pentru astăzi, doamnelor și domnilor. Rămâneți în continuare cu știrile Bucovina TV. Numai bine!